Bună ziua, dragi mie prieteni, bun găsit la un nou vlog. Mă aflu în Șurdieș, județul Maramureș. Am găsit niște oameni harnici, oameni gospodari, care au început să are terenul pentru a pune cartofi, să ară cu caii, cu plugul, după care urmează să îl grape și să pună cartofii tot împreună cu cai, o să pună, dar cu un singur cal și pășir, cum se zice aici la noi. După care așteptăm să răsară cartofii, să fie săpați din nou și uite așa urmează să vină vara, să vină toamna. Deocamdată e primăvară, început de primăvară, vremea e frumoasă. Un pic îi terenul cam moale, dar nu se poate aștepta că e vremea, e pus cartofi în pământ, perle de pământ, paraboi, cum vreți să-i numiți fiecare. Pă bine, da, să mă vadă la televizor. Dar ce faceți cu... Fac o răzusă, că e cam moale un pic să, să rap plugul, să, știi, să putem... Răzuiți când se leagă și aici. Dar, nu, hai, se leagă de plug. Plugul să... Prinde pe albul de nas. Da, te că. Așa. Și pui. Hai da calul, hai. O, nea, 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 nea. Ai grijă acolo. Ho, 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 ho. Ho, măi, ho, ho. Ea trebuie să răzuiască, ho. Ia, vezi, să că... Să puc asta, răzuiți acolo plugul. Da, de-n plug. Când se leagă... Când se leagă de pământ, de, că e cam molicoi un pic, domn. No, hai da, cea la brazdă. Uite, vreme de ara. Bai, bună. Ai vreme, da. Bună, de la brazdă. O, timp, trește iarnă. Hu, la brazdă, măi, hu. Ne, hu, hu, hu. Mare bine. E mai rău. Mai rău, doar că e tare. E un pic mai mole, dar n-are nimic. Da, anul trecut. Cartofi. Am pune cartofi. Ne. Ne calune. Cea un par, cea. Cea. Cea, cea. Cea. Ho. Prima dată ce să amun aici la dumneavoastră? Ce să punem pământ? Cartofi să pun prima dată și apoi mălaiul. Cartofi și apoi mălaiul. Țărnă, vâs. Oh, ce-am pui? Sezonul cartofilor. Am așa ar fi. Ia-mă înainte, încă cartofi să pot pune până la 1 mai. E mulți ani aveți cai. Mă, de când am fost cu caiul. No, o, hei, prinde pe roșu. Hai, Dani, hai. Câți ani aveți dumneavoastră? Hai, Dalu, hai. Hula loc. Mulțumesc. Ho, calu, ho, calu, ho. O, hei. Cea. Nu-i greu de umblat înaintea lor. Nu. E ușor, numai trebuie așa, cu, să nu-i spari, că, apoi dacă-i spari, nu trag apoi, știi? Așa încet, nu, cu treabă bună. O, nea, ho, 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 ho. Încet cu treabă bună. Au 4 ani? Roșu are 4, cealaltă albă are 10. Da? Nu. No. Am o coamă asta, nu știu. Dă-mi așa-s-o, că... A trebuit. Auzi, nu știi că e aici, nu te mușcă, nu? Nu mușcă, nu. No, prinde pe albă și... Ceala brazdă, rupi. Trebuie să știi care cum se prinde. Da, 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 care, care să-i prind bine. Și să, e, stai, să nu margă pe tare înainte, să poată ara ca lumea. Hai nea, ha! Cea la brază, mă! Hai la brază, hai nea! Hai nea! Încet, încet. E, trebuie așa ia cu atenție e, și merge pe răzorul acela, știi? Fiecare... Da. Adică calul ăla trebuie să margă pe... Răzor. Pe răzor. Celălalt, pe unde... Pe unde poate.
că se poate întoarcă plugul pământul, știi? Dar pe cu grăpatul și îl pune șirul de picioci. Și gata. Grăpatul? Apoi după grăpat, apoi vine iară, arat, făcut șirile drepte, dar a venit mămuca. Cu un cal, cu un cal, da, la șir. La șire, un cal numai. Și apoi face șire și gata. Și apoi eu pui gunoi și punem cartofii toți împreună. Oh, cu calul. Gunoi de grație, și nu pune nimic altceva. Ia gunoi de ăsta, domnul, ne vedeți pe ea. De oi. La cartofi mere gunoi de oi. Wow, cal, ho, 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 hai, na, hai. Încet, încet, încet. Ho, 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 ho. Ne, da, pe la... După ce îi lești să mănânci iarbă, nu cred că le mai place plug. Apă, mă, nu le place, că oricum trebuie să mai ieșim cu ele, ieșim cu ele la păscut, cu cai, ieșim pe acolo, pe câmp și lăsăm acolo. Îi împiedicăm și să stai acolo la păscut. Hai, mă. Hai, mă, Robert, că e amnează. E la amnează. Hai, nea. Imediat îl arată, așa-i? Nu? Mere repede, me. Ia ce un bolovan, măi, dar amnează de bolovan. Deci ăsta-i plugul, alea rotițele, căruciorul, cheleguță, cum se zice la mine, colosat. Da. Am faule, telehertul. Am telehertiuri. Da. Am faule și telehertiurile. Asta e cu... Ștreanguri. Asta e ham. Hamuri. Ștreanguri, mă. No, toți. Ștreanguri. Ștreanguri. Mai merem pe la Ferrari, mai asprim. Nu, mă. Ho, ho, ho. Mai să găsesc ieri are aici în salon. Mai sunt ceva, în plopti. Aici satul vecin. Poate mai ascultă și dumneavoastră frăcasă. Mai facem și noi cu făcut, v-ați făcut domnul cu mul. Padida. De-aia a venit. N-are nimic că m-a murdărit. Da, hai cu moșul, hei. De fapt aveți alte haine. Hai. Azi că până domnul Nelu mai ar acolo un pic. Am văzut niște oi aici. Am zis că hai să văd dacă vrea proprietarul sau cine o fi cu ele, cel care îngrijește de ele, să stai de vorbă cu mine aici în Șurdești, județul Maramureș. Bună ziua! Bună ziua, să trăiți! Bine v-am găsit! Bine ați venit! Vă stau oițele? Stau. Azi le-am scos prima zi un pic la aer. Nu le-a scos până acum? Nu le-a scos, că n-am avut timp la servici, la lucru. Nu am timpul liber când puteți și dumneavoastră. Așa. În rest, cine vă grijește de ele? Aveți? Păi, eu le grijesc. Frate meu mă mai ajută atât. Mieluțe nu vezi cu ele? Mieluțe nu, că i-am separat. Fraci. Nu le-ați dat drumul încă, așa e pe câmp? Nu, azi, prima zi. Da, dar la mieluț. Nu... Ala, nu, la mieluț nu, nu. Nu le-am dat niciodată drumul. Am câțiva. Mai trebuie să fețe câteva și. Da, da. Îți mai slăbuți un pic, că, da. Am așa, încă e pe vreme de tuns oile, așa e? E de vreme, după mine, da. Dacă vine frigul și ăsta răcesc. Păi, cei numai am e prima zi când puteți să zice că e mai cald, dar azi nu a fost până am cald. Da, și au mai plouat și fost vânt. Unde stau eu un pic de curent, stau lângă un râu și bace briza. Iarna asta cum a trecut? Bine? A trecut bine. Repet. Nu a fost iarnă grea. Nu a fost, da. Într-adevăr că nu a fost iarnă. A fost destul de... E mulți ani? Aveți oi? Păi da, de când eram micuț, mai aveam familia mea și așa câteva oi le ținem. Le țineți pe tot dumneavoastră, așa-i? Da. Mi-s dragi. Mi-s dragi. De plăcere mai mult, că nu... Tare mult. Profit da. Nu ați avea profit... ce după ele, așa-i? Am avea și profit dacă ai avea mai multe și să ai timp să te ocupi.
Am luat strictul necesar. Păi da, le ți mulțumesc încolo și... Acum, nu știu. Vrei să le mai mulțeți? Sincer, nu m-am gândit. Nu vă zic. Le țin așa că, da, mi-s dragi. Uh-huh. Și mâncați un caș făcut de dumneavoastră bun. Păi da, asta, într-adevăr, când da, place să fac. O urtă bună, eu. Lapte bun, da. Da, da. Mă duc eu și îl strâng și... Și aveți o mie la dumneavoastră și așa. Dar oricum, da. Cred că la câte oi aveți, aveți și de vândut. Păi am câțiva, da, și de vândut. Da, da. Pleci și... Ia că aveți și un câine aici, vine să mă mirosă. Ei, foarte bătrână cățelușa asta, a fost și cum a de părul jos și o slăbit un pic. Cățelele sunt foarte devotate, să știți. Și fuși. A slăbut un pic. O vine după mine. Că... Da, da. Aveți și de întors câine. Da, da, e foarte tânăr și nu l-am, nu l-am învățat. Trebuie să dau la cineva care știe să... să-l... instruiască ca să meargă după oi. Cum v-am zis, că prima dată când am scos și el a venit acum. Faceți stână cu cineva aici? Păi da, eu sunt aici la Plopiș. Că... Am Plopiș. Îi salut cu ocazia asta, cu Nunu, Danciu Nunu și Sandu, chiar acum cu el am vorbit la telefon. La ei dați oile și faceți stână, așa-i? El face stână face și... Și vele primea și pe dumneavoastră acolo. Da. Dar pe mergeți și la mulți și mergeți la tăci. Păi da, ne mai ajutăm, că nu, cum da, și eu singur ne ajută reciproc. Foarte bine, foarte bine, așa trebuie. Mai frigim o slănină, seara la o poveste. Da, da, ceapă. Mai trece timpul, mai, da, înconjurat de prieteni. Îmi place, că, da. Cum a zic, că până la urmă pentru plăcere și ăsta, că altceva nu pot să zic. N-aveți ce face. Păi cu Luna, din păcate, cum știți, și dumneavoastră nu se face nimic, nu știu. Da, da, așa e, din păcate nu se face nimic cu e. Am depozitat acolo niște saci. Da, multe. Da. Bine, eu nu am așa de multe, da, știu da, să... Da, da. Și câteva breză aici. Oi, urcanii. S-o vadă cât de mult. Da, da. Mă place și cașul și urda, îmi place la mine. Tăci produsele, tăci. Păi da. Că mi-ar place. Cam în ce dată se adună oile? Ele duceți la stână? Păi, încă nu, mai după Paști, la Paști. O treia. După ce începe am verzi tot pădurea da. Și apoi. Oricum după Paști, cam a treia zi sau da. În săptămâna ce sau... Depinde și de timp, dacă da. E foarte plic și le mai lăsa. Dar acum, cum îți mai târzi Paștele, cred că o să aduni mai repede. Așa-i, așa-i. Le dăm drum afară, că după ce ies o dată de două ori, apoi gata, că nu mai mănâncă nici fân. Nu mai, nu mai mănâncă, dar că nu. Le place și la ea, le proaspăt, verde, să mănânci. Da, că nu că... Da, au ce prinde, au ce mânca. Da, că nu uite, că nici nu mai mănâncă acum, că da. S-a săturat. Bine, că nu e nici format acum... Stomacul. Stomacul. Că... Da, da. Potat pe fân. Da. Să țină, o să țină în continuare, care le place și... A, nu știu ce să zic, nu, în viitor, că... Văd că aveți o botă tare faină. Da. E făcută frumoasă. Da. Ați cumpărat-o de undeva sau s-a făcut-o dumneavoastră? Am cumpărat-o. Cu... Cumpărat-o. Când am fost la expoziția de animale aici la Baia Mare, acum 2 ani sau... Yeah. No, eu vă doresc multă sănătate și să mulțiți oițele și vă fie bine. Sănătosă. La fel vă doresc și eu. Și să... ne mai vedem. Să ne mai vedem. Ne vedem acolo la stână. Sănătos. Păi da, dacă veniți cu mare drag, cum să nu. La Sâmbră. Da. După ce am stat de vorbă cu acest proprietar de oi, mă duc înapoi să văd la Neanelu cât o mai arat. Să vedem ce mai urmează după ce termin de arat. Bănuiesc că începe să și grape un pic, să-l niveleze. După care urmează să pună cartofii. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine și că urmăriți cu Corneli Maramureș. Nu uitați să vă abonați, e gratuit. După ce v-ați abonat, apăsați pe clopoțel. Că eu când pun vlogul, imediat la dumneavoastră vă apare
că am încărcat un vlog și puteți să mă urmăriți. Vă doresc multă sănătate tuturor, vă arăt în limita timpului disponibil pe care l-am și eu, e pe aici de pe Maramureș și nu numai, viața oamenilor, viața oamenilor simpli, viața oamenilor de la țară, ce fac ei, cu ce se ocupă, mai filmez și oi, încerc să vă arăt pe cât posibil ce e frumos. Domnul Nelu, ce ziceți dumneavoastră? Îți grepa astăzi sau nu? Vom vedea cum s-o rusca, de nu s-o rusca, le-am lăsat până s-o rusca. Mă chec că e cam moale, așa să le grepați. Da. Și apoi când îți vă gândiți dumneavoastră să grepați? Păcât să mai usca un pic? De nu plouă, o zi, două. Pe luni? Pe luni, dacă ne-a ajutat Domnul. Și apoi cartofii? Marți. Luni, marți, cum am putea. Așa, eu vreau să vă mulțumesc tare mult că a stat de vorbă cu mine. Vă doresc sănătate și să ne mai vedem cu bine. Și eu, Doamne ajută, numai Doamne bine. Doamne ajută, spor la lucru în continuare. Să trăiți cu sănătate.